The Face. Bă, zici că-i frate, mi-e mă ăla. Bă, zici cum poți ca... Salve șacalilor, ce faceți? Băi frumoșilor, a trecut un an aproape, 11 luni, aproape un an de la ultima reacție la un serial. Eu mai intru pe TikTok și văd acolo, Snick, toată lumea mă menționează la seriale de astea, de le fac copii și am zis, bă, hai să revin, bă, trebuie să revin. Așa că astăzi reacționăm la un serial nou și anume Viață de Adolescent. Nimic nu va mai fi la fel, o scris va dezlegat. Așa e serialul, este licență poetică, ok? La fiecare 30.000 de like-uri voi posta următorul episod, așa că nu uitați să lăsați un like, să vă abonați. Și ca pe vremuri, Doamne, dă-mi și mie, Doamne, căștile alea. Doamne, Doamne, de când nu te-am mai văzut, mulțumesc mult, Doamne. Chiar îți mulțumesc. Doamne, dar, Doamne, nici nu merg căștile astea. Fiule, căștile nu mai merg pentru că nici canalul tău de YouTube nu mai merge. Acum învață să te descurci. Am înțeles, Doamne. Se pare că Dumnezeu n-a vrut, Dumnezeu a vrut să dăm upgrade, așa că hai să începem. Hai să vedem. Ia uite, producătorii. Viață de adolescent, nimic nu va mai fi la fel. Bă, dar nu l-a iertat pe vau ăla. Livy? Livy? Do you remember? Oh my god, this is the gang. Yes, baby, yes. Uite cum merg, cât de voios. Bă, dă-te. Așa. No, nu, s-o băgat aiurea. Era casa ei. Au și segmente cu București. Bă, ăla-i pasajul Unirii cumva din București. De ce l-a băgat aici cu piuliță așa? Bă, ce se întâmplă? Păi asta e ideea, trebuie să ți înducă că acțiunea se întâmplă în București. Încă se întâmplă pe uliță, acolo este producătorul și toată așa. Ce? Am zis unde fost? Antonia. Antonia? Da. Băi, fraților, deci n-aveți idei ce emoționat sunt. Ce te-a apucat să stai? Vreau rău doar să fim doar prietene. Eu am fost prietena cu Pavel Patricia, nu? Da. Amir. Ok. Anyway, ce mai zici? Ce mai face maică ta? The Face! Bă, zici că-i frate, mi-e ăla. Este exact la fel cu frate. Gata, intrăm în acțiune, gata. Amir. Gata, sub, gata. Bă, dar mi-era dor de copiii ăștia, sunt copiii mei favoriți. Ăștia sunt copiii mei, gata. Am dus acasă. Că știi că... Da, știi că locuim separat pentru că mie nu-mi place să stau cu... Da. Stai pe capul meu și nu-mi place. Ia iurea. Așa că mi-am luat o casă și stau singur și... Vezi? Nu? Fiți independent. Să stai singur decât... Decât așa, cu măta. Sebastian! Let's go! Alex, cum îl cheamă? Nu mai știu. Trebuie să aflăm numele, să aflăm detalii. Ok. Ok, se întâmplă ceva monstruos. Alo? Iar telefonul ăla. Bine. De ce? Ce s-a întâmplat? Bă, dar de ce dau muzica așa de tare ăștia? Latră și câinii. Bă, te opriți ai câinii. Vorbiți mai rar, vă rog, că nu înțeleg. Vorbiți mai rar, că latră câinile astea și nu înțeleg. Vorbiți mai rar un pic. Deci mi-aduc aminte și în celălalt serial. Să mă iertați dacă țip, dar gen căștile astea ți se lipezi de cap și nu mai auzi în jur. Bă, și în celălalt serial, dacă nu au vorbit, bă, de jumătate de serial au vorbit oamenii la telefon. Gen toată acțiunea se întâmplă prin mediul telefonului, bă. Oh, nu. Oh my god. Ce s-a întâmplat? Oh shit. Bă, bate vântul. Sunteți sigură? Bă, nu! Taci, o leacă, câinii! Taci! Mamă, acum ai. Eu da vestea. L-o spart. Deci dacă merge grăbit, fugi. Ok. Bă, dar îmi plac ca... Să-ți înducă, știi? Bă, tare! Mule, la ora asta. Iartă-mă că am să mai lăsesc să spun ceva. Fratele meu a avut un accident de mașină. Nu. Și nu știu nimic de el. Nu vă răspunde nici mama. Bun. Auzi ceva, dar nu știu că... Bă, dar ce țăpă greierea aia. Nu știu ce să fac. Hai să ne calmăm. Nu știu ce l-a strepat, dar n-am nicio stare, n-am nicio stare. Dacă vrei, eu sunt pe Antonia, ea stă... Antonia, cine e Antonia? Știi tu bine, sunt pe stângă spital. Poate afla ceva. Nu.
Nu, nu ați sunat. Era să o suni. Ați văzut că era? Nu-i nimic. Bă, dar ai avut un accident, frate, de noi. Bă, zici că o posca, bă, mereu posca, nu până ai mai până pe secvența aia de... Era când a explodat bomba, știi, că mai întâi vine lumina după sunetul. Și era așa. Și dată, bum, a explodat bomba, știi? Așa a fost și aici. Ți-a lăsat așa un sen... un mic... Fiți buni și abonați-vă la Lucian. Doamne, tu ești? Tu auzești la voi sau e cringe? Mi-a șoptit cineva ceva în căști. Am auzit doar eu, e cringe. Imediat ce mai aflu detalii, o să fac un desen. Și o să fac o structură, de fapt. O schiță a tot ce se întâmplă. Nu mai să mai aflăm personaje. Scuze, că zic, dar de ce m-a lăsat singură frata aici cu tine? Pentru că s-a dus până în bucătărie să fac cafea. Ce se întâmplă? Cine e nou personaj? Vă rog frumos să vă spun, să mă scuzați dacă vă întrerup de... Așa, în fine, am dat să fac cafea. Da. Hey. Am o veste super groaznică. Hey. Care are? Fratele lui Sabin a avut un accident de mașină. Sabin. Am aflat, pentru că am neamul de spital și știu. Tocmai eu zis că a avut un accident, am uitat să-ți fac cafea, dar mă rog. Mama! Nu cred că i-a lăsat numărul. Da, mama. De ce stai Sabin? Vorbește, te rog, mai rar, că nimic nu înțeleg. Am auzit de accident roșii. Vorbește mai rar. Bă, dați muzica mai tare, fraților. S-a terminat. Gata. În episodul următor... Dar ce muzică șmecheră. Dar eu nu vreau să văd! Nu! Psiholog? L-a sunat psihologul? What? Un nou personaj de psiholog? Nu! De ce? Uite cât o pus! Bă, băieți, dar ce faceți? A spus următorul... Direct. Ceață de adolescent? Au și outro? What? Sebastian este Sabin Popa! Sabin Popa! Erica este Iris! Ok, aflăm personajele... Cine e ăsta? Călin Popa? Aceasta cine este? Emma? Emma Nicola? De ce este Emma Nicola? Aceasta cine este? Este Antonia! Ia e Antonia! Stai lea, că ăsta e primul episod! Like, direct, abonat, s-a abonat, cum? Dar nu primesc eu notificări. Dar s-a abonat. A fost foarte puternic primul episod. O să băgăm încă unul. Cred că așa o să fac câte două episoade per episodul meu, cum ar veni. Eu deja simt că Antonia face ceva. N-avea cum, frate. Deci aia era, uitați-vă o leacă, cât de calm era, nu există. Ia, uitați-vă o leacă la Antonia. Scuze, că zic, dar de ce m-a lăsat singură frata aici cu tine? Uitați-vă aici. Pentru că s-a dus până în bucătărie să fac cafea. S-a dus până în bucătărie să facă cafea și ghicește ce cafea nu mai era și ți-a adus apă. Și știi ce? Nici măcar nu mai era apă de la izvor, era apă cumpărată. Next, episodul 2, acum vreau. Acum vreau episodul 2. Doi, știu ce s-a întâmplat, știu ce s-a întâmplat. Ia uitați, între timp a venit toamna pe uliță. Ok, Ateneu București. Ok, centru vechi București. Let's go. Hai guys, să vedem ce se întâmplă. Echipa misterilor. Ok, de aici voiam să începem, hai. După două săptămâni. Ok. Omul a suferit o pierdere. După cum puteți vedea, și-o pierdut fratele într-un accident. Sau nu știm, dacă este în comă. Bă, dar de unde știu ăștia atâtea actoricimii de-astea? Cum să fii așa actor deodată? Bă, dar mă spar cu secvențe. Oamenii mei au căutat București timelapse, bă. Da? Nu-i tu bine. Vă stau tine? Da. Bă, ce așa supărată? Mai ești? Ok. Și? Cum ți se pare fratele lui Sabin? Cum se pare accident? Da. Pare rău. Păi, dar tu n-ai aflat? Ce s-a aflat? Ce s-a aflat? Fratele lui a și murit în spital. Nu! Nu! Cum se moară fratele lui Sabin? Nici măcar nu l-am văzut, dar cum se moară?
zbor. Bă, este prea puternic serialul, deci trebuie să pun acolo plus 16 ani. Trebuie să pun plus 16 ani. Bă, și câte amintiri aveam cu omul ăsta, băi, fraților. Dar de ce nu sunt... Bă, întristează-te o lea, că Emma Nicola... Uite, bă, trece râsul pe Emma Nicola. Deja... Cu fost ideea noastră. Nu a ta. Nu a ta. A ta, bă, nu a mea, a ta. Ce ai? Deci mie nu-mi place de Manicola, am zis. De ce Manicola are ceva așa pe sub mânecă? De ce îl urăște pe Sabin? O râzi de frasă, bă, că-i mort. Băi, omul ăsta nu mai poate de nervi. De supărare. Deci omul nu este trist, este mort de supărare. Uitați, vine noaptea din nou. Bă, mă, spart cu telefon. iPhone! Ok. Sună psihologul. Ok. Alo, bună ziua. Vă scuzați că mă deranjez. Aș dori să fac o programare la dumneavoastră. Pentru un prieten, da. Pentru Sabin. Și-a pierdut fratele într-un accident de mașină. Trebuie să încercăm să facem o programare. Iară sună psihologul. Bă, da. Cât îi dați, bă, de vă sună așa des? Da, eu sunt. Am vrut să vă sun, ca să vă spun când putem face programarea aia, că... Da. Dar unii oameni care îmi cunosc și l-au văzut așa... De cam... Este din casa aia, chestia. Pe Miercuri. Perfect. Dacă intervine ceva, vă anunț. La ce mă uit? La cine ai făcut programare? Am făcut o programare la psiholog. Hai serios, dar de ce nu te-ai făcut tine? Era sigur că intră Sabin! Cum a ajuns măcalul ăsta? Jur că vă distrug pe amândouă. Bă, nu! Cum o să le fie frică? Să le fie frică oamenilor să iese din casă? Păi da, le frică că ești... Bă, dar ce e aici, bă? Bă, am cumpărat casa asta așa că marș, amândouă. Bă! Tu ai casa ta, tu-ți cauți. Bă, s-a înțeles? Ce să spun ceva? Bă, omule, bă, tu mă auzi că ai turbat? Tintează-l frate, tu! Bă, da, ce puternic o intra, mărs! Tu ții casa ta, tu mărs! Mărs afară, am cumpărat eu casa asta, e a mea! E a mea tot ce e a meu, voi mărs, mărs acum afară, vă dau, vă exilez! Cum adică e cauza lui, mă, dar ce e loc? Bă, omule, nu! Bă, oricine e în situația asta, ca mine, oricine e în halul ăsta, s-a înțeles? Tu îți faci bagajele și ieși din casa mea, ți-am dat bani pe casa asta, pleci de aici. Tu ai casa ta la toate. Hai, ai trecut-o pe numele meu. Hai, serios. Hai, ai trecut-o pe numele meu. Avem contractul, dragă mea, așa că pleci. Deja le frică la oameni să mai iese din casă, din cauza ta. Bă, 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 că am turbat, dar ce e aici? Hai de cap, mă. Bă, cu ce oameni m-am aliat eu în casa asta, mă? Bun. Sabin, nu ești bine! Mă fac eu viața un calvar, uite așa nebun cum mă crezi tu pe mine! Dar nu ești bine! Aveți o oră să eliberați casa asta aveți o oră să o eliberați, să înțeles? Că ce, că după tine? Hai, dai după mine! Hai, mai aveți 59 de minute! Bă, deja trecuseră un minut! Omul ține ceasul vieții! Bă, dar n-ai cum, bă, deci este acting bun! Bă, m-a băgat-o leac în trasă, gen, mă jur, eu dacă n-aș comenta aici, atenție, dacă n-aș filma pentru YouTube, așa, deci eu n-am cum să, îs foarte, mă prinde. Dar să-mi dau căștile mai așa, poate îmi cade iară părul, bă, dar, deci este pe Netflix. Nu, deci eu, atenție, o să fac un serial cu copiii ăștia, mă jur, deci eu vreau, am zis că o să mai fac, dar uite acum că vine vara, mă jur că mă duc la ei acolo în comună, vorbesc cu părinților și cu tot, vorbesc cu managera mea și cu toată lumea și mergem și fac acolo, un miniserial de ăsta, bă. Pe cuvântul meu, oamenii ăștia sunt prea tari, eu vreau să ajung oamenii ăștia cât de sus se poate. Ieși din casa mea cât e mai a mea! Ieși! Mă rog, că vreau să te... M-am dat afară. Și nu-mi ieși afară, hai. Eu ce te-am dat afară? Din cauza ta, că m-au zis că vorbeam la telefon.
Eu ți-am zis că e Manicola. Tu ai venit cu ideea. Tu ai stricat totul. Păi, dar pe câine bun. Și tu? Și eu ce? Bună ca e. Bă, pleacă de aici, ai marș. Bă, nu. Tu ești bă. De marș. Da, de ce? Eu de bună. Băi, marș, n-auzi? Eu am vrut doar să-l ajut. Atât. Adică să luăm orea aia, vrei să-l ajut, ce? Am vrut doar să-l ajut. Hai, marș aici. Marș. Bă. Nu vreau. Bă, pleacă, a zis. Nu vreau. Bă, dar ce să... Nu vreau. Bă, Leu! Mă, du-te dracului de aici! Wow! What the fuck? Nu, 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 nu! Ce? O împins-o? Nu, 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 nu! Bă, de ce-o făcut așa? Deci dacă o împins-o și-o dat cu capul de ceva, deci dacă dau predic și-o dat cu capul de ceva, eu nu mă mai la serialul ăsta. De fapt, ba da, mă uit în continuare, că omorâtă pe Emma Nicola. În următorul episod o să fac o schiță cu tot ce s-a întâmplat, așa că n-o să închid ca așa cum ar fi un outro de episod, pentru că ne vedem imediat ce se fac 30.000 de like-uri. Ne vedem acuși cu episodul 2.